Evenimentul a fost organizat de Asociația Blaidorp România, Asociația Părinților cu Copii cu Nevoi Speciale și Fundația Hristos pentru România. În acești 15 ani s-au realizat foarte multe lucruri. Considerăm noi, am înființat prima echipă mobilă din țară în 2003 la inițiativa Asociației Blaidorp Belgia. Specialiștii de la acea echipă mobilă inițial au fost specializați și ei în Belgia. Ea a fost preluată de către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și dezvoltată la nivelul câtova orașe ale județului nostru. Ulterior, am încheiat parteneriate cu diferite școli, cu licee din județul Suceava. Am încheiat tot felul de parteneriate și de colaborări cu fundații umanitare. Astăzi, spre exemplu, avem alături de noi Asociația Părinților cu Copii cu Nevoi Speciale, înființată tot prin proiectul inițiat cu echipa mobilă. Avem reprezentantul Asociației Hristos pentru România, un colaborator și un sprijin de nădejde al nostru de fiecare dată. Trebuie să mulțumim, că așa este normal, mulțumim Consiliului Județean, care în acest parteneriat s-a implicat și ne-a susținut în permanență. Reprezentanții Consiliului Județean îi avem în mijlocul nostru. Mulțumim Primăriei Suceava, Consiliului Local, prin reprezentanți. Întâmplarea face ca astăzi domnul primar să nu poată veni și a desemnat chiar mămica unui tânăr de-al nostru ca să reprezinte primăria la acest eveniment. Mulțumim Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Mulțumim tuturor instituțiilor care s-au implicat și care ne-au susținut pe parcursul celor 15 ani. Dacă noi, cei care suntem lângă acești oameni, acești copii, vom fi mai buni și vom transmite un zâmbet în fiecare zi sau de câte ori e nevoie, sau starea noastră de spirit să fie bună, să aducă și pentru cei care sunt cu probleme alături de noi să fie, să nu facem niciodată o discrepanță și să fim mândri de ceea ce facem în fiecare zi. La eveniment a participat și o delegație a Asociației Blaidorp Belgia. A fost vorba despre Christine Van Mol și Camille Janssens. Acesta din urmă i-a predat ștafeta doamnei Van Mol, vicepreședinte al Asociației Blaidorp Belgia, noua persoană delegată a fi responsabilă de legătura dintre Asociația din Belgia și instituțiile partenere din România. În fața oaspeților, îngerii, așa cum sunt numiți copiii cu dizabilități, care trăiesc într-o lume aparte, în satul Fericirii, care pentru ei este complexul terapeutic Blaidorp România, o nouă viață Suceava, și au spus povestea. Apoi cu toții au împărtășit impresii și au mâncat din tortul aniversar. Complexul terapeutic Blaidorp, o nouă viață Suceava, a luat ființă în august 2002 și are ca scop oferirea de servicii de sprijin recuperativ educative, de socializare și consiliere a familiei, fiind prima instituție din zonă care oferă o alternativă în programul de recuperare a familiilor care au în întreținere unul sau mai mulți copii cu dizabilități.